Bună draga mea, sunt Luna Ala. când părăsim a 10-a luna anului sau sezonul balanței. Octombrie a fost acea luna anului când toți suntem un pic mai balanță, indiferent de semnul natal. Și deși Mercur și Venus au părăsit balanța pe 4, respectiv pe 9 octombrie, Soarele și Marte petrec cea mai mare parte a lunii octombrie în balanță. Soarele și Marte nu s-au simțit bine în balanță. Soarele este în scădere în semnul celuilalt, iar Marte este în detrimentul semnului de cooperare și diplomație. Nu știu cum s-a întâmplat acest lucru, dar luna octombrie a fost ca întotdeauna una dintre cele mai aglomerate și mai interesante din an. Începutul săptămânii va fi direct legat de vibrațiile lunii în scădere, care afectează toate sferele vieții. În acest sens, astrele îți recomandă evitarea luării unor decizii serioase legate de relațiile de muncă și de dragoste. Este însă un moment bun pentru a avea o conversație cu cineva în care poți avea încredere. Poate că dorești să fii singură și să nu comunici cu nimeni. Retrage-te și aruncă negativul din cap. Este mai bine să-ți inviți prietenii și să vă distrați împreună. Pe 21 octombrie, Marte se încruntă serios către nodurile lunare. Ar trebui să faci ceea ce știi cel mai bine. Marte vrea să acționezi, dar de fiecare dată când nodurile se implică, ești la răscruce. Ca întotdeauna, ai de ales să stai cu ceea ce este confortabil și familiar sau să ieși în afara zonei tale de confort. Tu alegi, deci tu culegi. Pe 23 octombrie, soarele intră în Scorpion. Soarele apunea. Lumea este pregătită pentru o metamorfoză. Bine ai venit în sezonul Scorpionului! Principiul călăuzitor al scorpionului este vreau. Scorpionul este semnul profunzimii, al intimității și al extremelor sentimentale. Superficialitatea pur și simplu nu va face o casă bună cu soarele în scorpion. Mediocritatea nu satisface. Tot ce, ce este ascuns, tabu, secret sau suprimat te interesează. În balanță, te-ai străduit spre egalitate și corectitudine. Cu toate acestea, scorpionul crede instinctiv că viața nu este corectă. Energia scorpionului este provocatoare. Poate fi o energie imensă de vindecare și transformare. Gelozia, răzbunarea, bătaia unui cal mort și manipularea sunt unele dintre expresiile mai negative ale acestei perioade. Pe 25 octombrie avem ajunul lui Smedru sau moșii de toamnă. Moșii de toamne sunt preleși de mare sărbătoare pastorală, un fel de revelion la care participă tot satul. Pomenirile, rugurile aprinse pe coamele dalurilor, la răspânt, în mijlocul satului, lângă ape, adică locurile propice adunării spiritelor, alături de vechea rituală, țin de credința că la semedru morții se fac moroi, vârcolaci, strigoi și ieșind din morminte, încearcă să-i chinuie pe cei vii. Tradiția populară a găsit însă și elementul purificator. În ajun de Sfântul Dumitru are loc în fiecare an în sărbătoarea numită Focul lui Semedru. De Semedru avea loc arderea rituală a unui animal jertvă, oaia sau numai aprinderea unui rup pe care arde substitutul jertvei de obicei un arbore. Se celebrează fără să se mai cunoască semnificația obiceiului moartea și renașterea lui Semedru, zeu de origine indo-europeană care a preluat numele și data de celebrare ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din Tesalonic din calendarul creștin. Ceremonialul cuprinde, printre altele, moartea violentă a zeului îmbătrânit la sfârșit de an prin tăierea unui arbore din pădure, urmată imediat de renașterea acestuia prin incinerarea trupului neînsuflețit. Ca zeu, este așadar unul al sacrificiului legat de înnoirea timpului și a lumii. În credința populară, anul este împărțit în vară și iarnă. Dacă Sfântul Gheorghe încuie iarna și înfrunzește întreaga natură, Sfântul Dumitru desfrunzește codrul și usucă toate plantele. Există credința că în această zi căldura intră în pământ și gerul începe și arăta colții. Hei, dar gata cu poveștile și hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului! Berbec! În această săptămână, viața îți va stabili noi provocări. Ești capabilă să rezolvi singure problemele și trebuie să începi acum, astfel încât cel puțin să nu creezi probleme inutile pentru alții. Nu te descuraja, energia ta este în plină desfășurare și în toate direcțiile. Este timpul să pui în practică un vis și nu-ți fie frică să schimbi ceva? Perioada de neînțelegere în cuplu se va încheia cu sfârșit fericit. La începutul săptămânii, datorită volumului de muncă, practic nu vei avea timp să te întâlnești cu persoana iubită. Dar în weekend poți merge undeva împreună cu el. O dimineață magnifică este prezisă de corpurile cerești miercuri. O extraordinară creștere de forță va duce la faptul că dimineața va începe pentru tine cu o îmbrățișoare pasională și te vei contopi cu cel ales în extaz. Deci încearcă să nu te super. În caz contrar, va trebui să lucrezi la sarcina de dimineață la distanță, prin telefon. Vor fi disponibile finanțe, dar costurile vor fi destul de mari, iar acest lucru trebuie luat în calcul. Este foarte posibil să te gândești la câștiguri suplimentare, mai ales că ai suficientă energie pentru trei. La sfârșitul săptămânii, probabil apar în în numerar. În această săptămână poți suferi de dureri de spate și de gât. Stelele spun că nu trebuie să supraîncarci coloana vertebrală, să nu ridici sau să miști greutăți, să eviți mișcări bruște. Dacă este posibil, renunță la sport și în dans. Dar o vizită la un terapeut sau masaj chiropractic va fi foarte utilă. Principalul lucru este să alegi un specialist competent cu experiență. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Săptămâna aceasta ar trebui să te preocupe astfel de calități ale personajului tău, precum sănătatea și vigilența. Este indicat să-ți urmărești afirmațiile, poți deveni excesiv de vorbăreață, iar acest lucru nu va fi benefic pentru nimeni. O abordare non-standard pentru soluționarea problemelor de muncă va da un rezultat pozitiv. Principalul obiectiv pentru weekend este să-ți protejezi încrederea împotriva ochilor răi. Urmărește-ți discursul. Uneori, excesul de informații poate deveni un motiv de gelozie din partea partenerului sau de răcirea în relație. Întâlnirea de vineri poate marca începutul unui nou roman. Sentimentele care te vor fi cuprins vor fi puternice și profunde. Puțină hena pe obraj, brățări de piele pe mâini, un colier de dinți, de rechin pe gât și gata. Poți cânteia de frumusețe cu nuditatea nevinovată a unui nativ din Polinezia, care își așteaptă iubitul de la pescuitul crabului de seară. De îndată ce se va întoarce în bungaloul tău și își va vedea femeia în frumusețea ei curată, el va uita imediat de toate miercuri și joi te poți aștepta la noi în casă renumerar. În, în a doua jumătate a săptămânii este mai bine să nu te cerți cu șefii tăi. De ce ai nevoie de probleme suplimentare? O călătorie de afaceri joi poate avea succes și profit. Regimul hidric este important pentru tine acum le îți recomandă să bei cel puțin 2 litri de lichide zilnic. Poți înghiți și mai mult dacă nu ești predispusă la balonarea. Este adevărat, este mai bine să refuzi băuturile răcoritoare carbogazoase, dar apa, inclusiv apa minerală, băuturile cu fructe, sucurile naturale și ceaiul slab este exact ceea ce ai nevoie. Încearcă mai des mersul pe jos. Zău că nu a omorât pe nimeni. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, vei avea noroc, dar nu te ascunde cu totul la muncă. Rudele și prietenii tăi sunt mult mai importanți. Săptămâna este ideală pentru amenajarea casei. Începe o reparație sau fă o curățenie generală. Este posibil să renunți la ceea ce ai fost început din cauza pierderei interesului și să începi o altă afacere. Fii mai tolerantă față de partener, altfel conflictul este garantat. Acceptă-te pe tine și pe cei din jurul tău așa cum sunt cu adevărat și încearcă să fii cât mai firească și mai simplă. Vei găsi brusc fericirea și armonia în dragostea. Lucrurile începute în iercuri vor reuși, nu pierde acest moment. Un succes deosebit poate fi obținut prin eforturile din sfera intelectuală și prin lucrul cu fluxuri de informații. Joi poți fi prea temperamentală și iritabilă din cauza faptului că totul nu merge așa cum ți-ai dorit. Cu toate acestea, în curând devine clar că totul este de bine. Trebuie să menții liniștea sufletească și să nu lași emoțiile să te copleșească. Vei găsi multe momente luminoase în privat cu persoana iubită. Sentimentele tale sunt puternice și reciproce, te poți bucura pur și simplu de romantismul tău. Ești undeva vineri sau sâmbătă. Sterele prevăd o perioadă romantică cu adevărat fermecătoare și uimitoare. Poate chiar îți vei aminti cine ai fost într-o viață trecută. Trebuie doar să știi că acest lucru se va întâmpla abia după al patrulea orgasm consecutiv. Nimeni nu-ți amenințe stabilitatea financiară. Contractul tău a fi prelungit poate apărea un nou proiect și o sursă suplimentară de venit. Va trebui să muncești mult, dar va fi interesant și profitabil. Săptămâna aceasta nu trebuie să uiți că persoana principală din viața ta ești tu însăți. Uite de problemele altor persoane, ai grijă de tine, de sănătatea ta, de aspectul tău. Acum este de dorit să faci niște proceduri nu numai utile, ci și plăcute. Masaj, spa, cu coafor sau cosmetolog. Lasă, lasă, un specialist să aibă grijă de tine, nu te limita la ce ce ții pe rafturile din baia ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac, o anumită perioadă probabil ai preferat să rămâi singură cu tine însă. -ți. Cel mai probabil în acest fel ai încercat să pedepsești pe cei dragi pentru o atitudine insuficientă din punctul tău de vedere față de tine. Fă primul pas și mergi la împăcare. În domeniul profesional totul merge bine. În weekendul acestei săptămâni o scurtă călătorie va avea succes. Chiar dacă nu-ți plac absolut unele dintre obiceiurile unei persoane dragi, acum nu este momentul potrivit să-i spui despre asta. Abține-te de la critici. Lasă-l așa cum este până la perioade mai bune. Vinerea este o zi bună pentru întâlniri. Acum poți fi în centrul atenției plină de forță și energie. Nu încerca să-ți corectezi greșelile și pe cele ale altora, ci încearcă să înveți o lecție utilă și să aștepți schimbări va fi posibil să realizezi planul dacă îți transform indignarea în activitate de afaceri. Eșecurile sunt o consecință a încercărilor tale de a atinge un nou nivel în viață. Acest lucru este normal și înseamnă că te deplasezi treptat în direcția corectă. Există șanse excelente de a avea o aventură la locul de muncă sau cel puțin îți interesezi șefii nu numai ca forță de muncă, ci și ca obiect sexual. Aceasta este o ocazie grozavă de a cere o creștere a salariului. În general, săptămâna aceasta va încerca să crești în ochii celorlalți să-ți crească semnificativ activitatea. Săptămâna va fi stabilă financiar. Îți poți aplica abilitățile în practică și cu mult succes în domeniul afacerilor. Talentele tale vor fi observate și apreciate. Sunt posibile încasări de numerar în a doua jumătate a săptămânii. Cel mai probabil în această perioadă de șapte zile vei experimenta un adevărat vârf de activitate. Vei avea multă putere, energie și, dacă dorești, le poți folosi în beneficiul muncii tale și al sănătății tale. Principalul lucru pentru tine acum este să nu exagerezi, să respecti regulile de siguranță și precauțiile cunoscute. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astele sunt optimiste! Leu Vei avea schimbări financiare favorabile. Acordă atenție cheltuielilor. Încearcă să nu cheltui toți banii. Calmează-te și investește în mod deliberat. La locul de muncă ești apreciată și chiar dispusă să primești o creștere. Dacă dorești să-ți schimbi ocupația, trebuie să fii mai decisivă. O astfel de schimbare ar fi benefică. În a doua jumătate a săptămânii, pregătește-te pentru dificultăți în sfera iubirii. Jumătatea ta îți poate oferi câteva minute neplăcute. Nu reacționa la cerințele superiorilor prea emoțional, ai grijă de nervi. Vei găsi o modalitate diplomatică de a scăpa de probleme și aproape sigur că poți obține soluția de care ai nevoie. Marți, cel mai bine este să eviți să vorbești cu străinii. Joi, munca grea îți va aduce un succes rapid, poți avea timp să faci multe, de parcă vei avea un al doilea motor. Emoțiile noi dau loc sentimentelor mai profunde și mai înalte. Iardă-te pentru greșelile tale și deschideți inima către un sentiment nou. Nu-ți fie teamă de schimbare. O întâlnire marți îți poate afecta viitorul în bine. Abordarea ta atentă și o cercetare a propriului ocean de dragoste îți va permite să înțelegi clar ce ce cuplului tău îi lipsește cu adevărat. Poate că lipsește cunoștințe despre diversitatea pozițiilor și tehnicilor sau ai nevoie de un alt treilea. Veniturile din această săptămână vor fi mai bune. Dacă afacerea ta în domeniul finanțelor implică risc, renunță pentru a nu pierde ceea ce ai. Se pare că ar trebui să iei în considerare un împrumut sau să obții un nou card de credit. Nu căuta semne de stare de rău acolo unde nu există probleme de sănătate și nici nu sunt așteptate. Stelele spun că aceasta nu este abordarea corectă. Trebuie să înveți să auzi, să cunoști, să descifrezi semnele corpului, să faci o imagine adevărată a stării tale. Simți că ceva nu este în regulă? Mergi la medic, fă teste și vezi dacă îți sunt confirmate temerile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Fecioara Este o săptămână minunată pentru ca tu să-ți extinzi cunoștințele. Te poți instrui pentru educație continuă, fără probleme. Dacă ești îndrăgostită, poți începe o conversație despre perspectivele unei relații. Dacă primești o invitație de la prieteni la o petrecere, un club sau o plimbare, fă bine și fii de acord. Începând de joi, te vor năpădi gândurile filozofice despre sensul vieții. Este posibil să dorești să-ți schimbi mediul sau să încerci într-un nou hobby. Nu îndrăzni să te dedici deznădejdii, pentru că toamna este plină de oportunități. În această săptămână, activitatea ta de afaceri va fi pe primul loc. De luni până iercuri nu ar trebui să te angajezi în reorganizarea afacerilor, să organizezi ședințe de afaceri și negocieri serioase. Mai aproape de sfârșitul săptămânii, cu cât îți fixezi mai multe sarcini, cu atât vei face față mai bine, iar munca grea, întreprinderea și încrederea în tine pot deveni chiar invidiate. Personal, săptămâna va fi mixtă. Poți simți că relația ta nu s-a schimbat în bine, poți simți o anumită tensiune, răceală. Rămâi singură și decide de ce este valoros pentru tine. Săptămâna aceasta te poți regăsi în poziția regelui nebun, crezând naiv că partenerul vrea doar să petreacă timp cu tine, fără nicio încercare de a seduce. Mareți va fi surpriza atunci când te vei asigura că alesul dovedește că are planuri complet diferite decât să împartă patul cu tine situația financiară se stabilizează. Cea mai mare probabilitate de profit este prognozată în a doua jumătate a săptămânii. Miercuri, factorul uman poate interfera cu planurile tale de afaceri. Mai bine reprogramează o negociere sau o întâlnire. Acum ești predispusă la formarea de edeme pe picioare. Dacă duci un stil de viață sedentar, ești mult mai vulnerabilă. Dacă dorești să-ți ușurezi starea, încearcă să mergi mai mult pe jos, într-un ritm puțin mai rapid decât confortabil. Refuze sarea și încearcă să normalizezi dieta. Fă zilnic masaj la picioare, folosește o pere specială sau un prosop uscat, masează de la degete în sus. Crema cu extract de castane te va ajuta chiar mai mult. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța! Din nou te nepădesc tot felul de îndoiel. Situația va fi agravată de problemele la locul de muncă și de soluționarea problemelor interne apăsătoare. Acum par să fii fixată de chinuri mentale și nu poți face nimic în acest sens. Sfatul astrelor este să ții gura ferecată. Nu-ți deschide sufletul tuturor. În această săptămână este mult mai înțelept să-ți protejezi cu atenție granițele personale. Ascultă vocea interioară, te va ghida într-un mod inconfundabil. Săptămâna promite să aducă tendințe pozitive în multe aspecte, dar planurile și intențiile tale sunt cel mai bine de păstrat în secret dacă ești interesată de implementarea lor luni este posibil să fii nevoită să reziști la atacurile răuvoitorilor. Un patron sau șef este probabil să apară marți, iar acest lucru va oferi un impuls carierei tale. Vineri va fi marcată de negocieri de succes și oferte profitabile. Sâmbătă încearcă să ajungi undeva să vizitezi sau să inviți pe cineva și să aveți o conversație plăcută. Nu te agăța de relația prăbușită, evident că s-a epuizat, Miercuri este posibil să întâlnești iubirea anterioară și să nu o respingi, dar nu forța evenimentele. Nu te flata cu speranțe false, pentru că timpul nu se întoarce. Există riscul să fie atrasă în jocurile de culise ale unor persoane de rang înalt și este probabil ca aceste jocuri să nu fie în mod deosebit benefice pentru tine. Este de asemenea posibil să devii o marionetă în mâinile altcuiva care te va folosi în propriile interese egoiste. În general, fii în gardă. Nu se așteaptă venituri de sume deosebit de mari, dar vei avea minimul necesar. Joi nu ar trebui să semnezi acte, să închei contracte, să desfășori negocieri importante. Există riscul de fraudă și neînțelegere. Vineri este o zi de bun augur pentru operațiuni imobiliare marți este mai bine să te abții de la activitatea fizică și procedurile care implică apă. Miercuri încearcă să petreci mai mult timp în aer liber. Joi, fii atentă la foc, există riscul de arsuri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, săptămâna este extrem de bună pentru a crea relații personale pe termen lung. Fii deschisă! Acum pentru tine cea mai bună tactică este deschiderea și încrederea în sine. Dar printre colegi, fii reținută și laconică. Cu cât știu mai puțin despre tine, cu atât munca va fi mai fructuoasă. Dacă planifici vreo sărbătoare în a doua jumătate a săptămânii, nu ar trebui să cheltui mulți bani. Oamenii nu vor aprecia generozitatea ta, așa că este mai bine să economisești banii. Acum este important să monitorizezi evoluția situației și să nu dai drumul inițiativei. În afaceri vei găsi succes și profit. În viața personală nu te teme de declarații sincere de dragoste dacă simți cu adevărat ceva special pentru acel ales. Săptămâna aceasta îți va readuce probleme complexe, dar interesante în relația cu persoana iubită. Vei avea nevoie de răbdare și înțelegere, sprijin moral și financiar. Vinerea este bună pentru a planifica un copil. Cu cât te poți îmbrățișa mai mult seara cu partenerul tău, cu atât poți schimba mai multă energie sexuală. Prin urmare, planifică-ți în prealabil intimitatea astfel încât să incluzi acele poziții care asigură contactul maxim al corpurilor voastre. Poți găsi cu adevărat o nouă sursă stabilă de venit suplimentar. Marți, achiziții și tranzacții favorabile. Joi sunt posibile în casă renumerar. Sâmbătă poți mulțumi persoana iubită cu un cadou scump. Pentru bunăstarea ta, încearcă să fii cât mai mult timp în aer liber. Ventilează mai des camerele, dorm cu o fereastră deschisă. Dacă ți este frică să prinzi o răceală, acordă o atenție deosebită hainelor. Alege pături calde și confortabile. Pentru weekend, încearcă să părăsești orașul dacă vremea este drăguță. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săjetator Poți obține ceea ce dorești numai prin perseverență, muncă grea și insistență. În prima jumătate a săptămânii poți zâmbi financiar și nu trebuie să depui mult efort. Banii vor veni ca și de la sine. Nu sta nemișcată, de dezvoltă te îmbunătățește-te și vei obține rezultate strălucitoare. La sfârșitul lunii trebuie să-ți monitorizezi cu atenție sănătatea, în caz contrar, răcelele nu pot fi evitate. Nu exagera în sport și nu te lăsa în puterea emoțiilor. Luni te poate mulțumi cu evenimente bune. Marți și joi la serviciu este mai bine să nu atragi atenția. Încearcă să nu mai atragi din nou atenția șefilor. Urmărește cine și ce spune, altfel s-ar putea să te confrunți cu o informație denaturată. Miercuri, călătoriile și deplasările scurte vor avea succes, dar ferește te de minciune și promisiuni cufundată în probleme la serviciu, nu uita de casă. În weekend încearcă să dedici mai mult timp și atenție celor dragi. Luni te poți aștepta la o întâlnire romantică foarte promițătoare în ceea ce privește relația pe termen lung. La jumătatea săptămânii poate apărea o situație de conflict, nu o ridica pe umirii tăi. Până la sfârșitul săptămânii, diferențele nu vor fi atât de sesizabile, dar poate rămâne o anumită răceală. Tu privești spre viitor cu un zâmbet, iar apoi, la tot ceea ce ți se întâmplă, arunci un rânget filozofic. Datorită acestei calități neprețuite, vei suporta mult mai ușor eșecul pe frontul erotic care poate fi așteptat marți dimineața. Spre seară, apropo, te pot aștepta surprize și daruri ale sorții. Săptămâna îți va oferi multe oportunități de a câștiga bani, comerț, afaceri, călătorii, profitabile. Nu uita însă că excesele duc la pierderi monetare nu pierde bani și nu lua împrumuturi care vor fi greu de rambursat. Experiențele acute îți vor provoca migrene, insomnie, probleme cu pielea sau sistemul digestiv. Cu toate acestea, astelele nu-ți recomandă să iei sedative chiar acum. Încearcă să-ți normalizeze starea în alte moduri mai blânde. Te poate ajuta gimnastica, masajul, băile cu extracte din plante. Înainte de a merge la culcare, încearcă un pahar de lapte cald cu miere. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, este vremea pentru a-ți rezerva timp pentru citit. A nevoie de informații noi precum aerul. Săptămâna aceasta, astrele promit sprijin în viața personală. Încearcă să găsești prieteni noi pe internet. Cel mai probabil unul dintre ei va fi cel ales. În weekend, prietenii îți vor pune gaz pe foc. Drept urmare, planurile vor fi distruse, precum și starea de spirit. Însă, dacă te vei aduna și vei evalua situația în mod obiectiv, vei putea înțelege cine îți este cu adevărat prieten și cine s-a prefăcut doar a fi. Să te ferești de colegii și prietenii de muncă săptămâna aceasta, deoarece aceștia te pot lăsa literal pe jos sau îți pot transfera toată responsabilitatea. Pentru că săptămâna să fie prosperă, nu ar trebui să implici pe ceilalți în planurile tale. Vineri va fi important să nu refuzi să răspunzi la o cerere și să finalizezi lucrările pe care le întreprinzi la timp. Aproape tot săptămâna aceasta va fi romantică, tulbură și frumoasă. Dar în weekend sunt posibile neînțelegeri complet neplăcute. Fii generoasă, dăruiește ceva plăcut persoanei iubite, iar el îi va ierta pe toți. În această săptămână este recomandabil să-ți evaluezi cu adevărat capacitățile financiare înainte de a te înscrie la o pierdere. Miercuri sau joi sunt posibile pierderi monetare, dar poți conta pe ajutorul prietenelor în perioadele dificile. Sâmbătă salvează-ți portofelul și nu fă cumpărături mari. Săptămâna aceasta poți suferi de dureri de cap destul de severe. Stelele spun că migrenele pot fi legate de nutriție. Merite să încerci să reglezi dieta și chiar dacă capul nu trece, poate ajuta în altă parte. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! O săptămână potrivită pentru tine dacă plănuiai să investești într-o afacere. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să abordezi problema fără a o gândi. Asigură-te că ai toate informațiile și evaluezi obiectiv riscurile. Acorda atenție relațiilor cu cei dragi. Ar trebui să găsești timp pentru a comunica cu rudele. Nu numai sprijinul moral, ci și acțiunile reale sunt binevenite. De exemplu, participa la curățenie. Sâmbătă și duminică, fii pregătită pentru probleme casnice. Cel mai important lucru aici este să nu-ți urmărești emoțiile. Săptămâna aceasta poți respira un suspin de ușurare, multe se așează la loc și lucrurile par să se îmbunătățească. Acceptă ofertele de afacere, acest lucru poate fi profitabil, dar este posibil să trebuiască să alegi. Joi, unele evenimente vor impulsiona o schimbare a tacticii și va deveni mai dificil de a restrânge emoțiile. Vineri este indicat să nu te implici în povești aventuroase sau dubioase. Sâmbăta este o zi bună pentru călătorii, drumeții, atât apropiate cât și la distanță. Relația ta începe să se transforme. Din dorința spontană de a vă cunoaște, începe să se transforme într-o structură armonioasă de înțelegere și încredere reciprocă. În weekend, o persoană iubită va necesita o atenție sporită. Astrele recomandă să nu cumperi nimic mai mult decât jucării moi. La urma urmei, trebuie să ai o mulțime de și plictisiți care stau acasă. Nu te că reacția obișnuită a iubitului tău la diversele tale păsărele este fraza O, Dumnezeule, încă un animal umplut cu vată! Săptămâna aceasta ai o mare șansă să-i schimbi părerea părtenitoare și să demonstrezi că jucăriile sunt întotdeauna necesare. Judecând după poziția stelelor, săptămâna aceasta promite să fie foarte activă și favorabilă iubirii. Poți începe cu o răzbunare să-ți cauți partenerul de viață, dacă ești încă singură, sau vei ajunge la celălalt în căutarea de afecțiune, empatie și emoții. Este recomandat să planifici intimitatea fizică, astfel încât să obții armonie interioară și bucurie reciprocă. Norocul te va însoți în operațiuni mici, nu în proiecte globale. Fii atentă luni, în domeniul profesional va fi dificil să eviți conflictul. Duminică vei avea ocazie să te bucuri de roadele muncii tale. Săptămâna aceasta ar trebui să fii deosebit de atentă la rinichi. Încearcă să urmărești cantitatea de lichide, nu ignora edemele și nu ezita să consulți un medic dacă ceva pare să nu funcționeze. Preferă ceaiul verde tuturor băuturilor, poate fi îndulcit cu miere naturală, va fi nu numai util, ci și delicios. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești Nu mai vorbi, Începe, dacă nu vei mai fi leneș și vei lucra în forță maximă, vei putea acumula o cantitate corectă de bani până la săbătorele de anul nou, și totul fără a aduce atingere fondurilor pentru cadouri rudelor și oamenilor dragi. Este posibil ca toată săptămâna să fie acoperită până peste cap cu problemele altora. Încearcă să nu te enervezi, dar fi simpatică. Dacă ai o relație, trebuie să găsești o zi și să vorbești despre tensiunea care a apărut. Se pare că viața te-a absorbit cu totul. Prin urmare, în zilele următoare și cu atât mai mult în weekend, nu rata șansa de a merge la o cafenea, la un cinematograf sau la un spectacol. Te rog să reții că statul între patru pereți nu-ți va face bine. În această săptămână sunt posibile anumite dezacorduri cu partenerii, depășindu-le poți obține oferte promițătoare. Unele probleme pot necesita o rezolvare imediată, ceea ce te va face să te gândești atent la situație. Dacă cei dragi fac ceva pentru tine, ai grijă să le ofere cunoștință. Dacă dintr-o dată ai decis să schimbi locul de reședință, încearcă să nu te grăbești să realizezi această idee, cel puțin până săptămâna viitoare. Cineva îți poate aminti de datorii, inclusiv morale, și este bine să nu-l obligi să-ți amintească de două ori. Încearcă să nu tranșezi lucrurile cu persoane la mijlocul săptămânii. Va fi mult zgomot pentru nimic și supărare pe ambele părți. Încă nu vă înțelegeți, duminica este probabil un armistițiu temporar mergeți împreună la un film sau la un restaurant. Vei fi încântată de orice sugestie din partea partenerului tău de viață, dar vei fi interesată mai ales de ideea de a face sex undeva într-un loc neobișnuit. Acoperișul clădirii vecine, balconul unde se presupune că ați mers să respirați aer curat, da, orice. Poate fi o ocazie excelentă pentru plăcerile și mângâierile reciproce. Săptămâna aceasta vei fi un oaspete binevenit și o gazdă ospitalieră, dar însoțitorii tăi pot fi prea posisivi. Luni, noile încasări în numerar vor face ca dorințele tale să devină realitate. Joi este mai bine să nu scoți bani din bancă. Este o săptămână ideală pentru întâlnirea medicilor, efectuarea de teste și efectuarea unei examinări cuprinzătoare a corpului. Stelele îți recomandă să afle dacă totul este în regulă cu sănătatea ta și abia apoi să faci planuri de a învengură. Poate că medicul îți va recomanda să ai grijă sau invers, vei afla că poți elimina unele dintre restricțiile impuse anterior. O atenție deosebită trebuie acordată dacă recent ai observat o deteriorare a stării de bine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!